Marte și Pluto, care deschide această săptămână, ne oferă foarte multă voință, ambiție și încredere în puterile noastre. Avem energie și tact în atingerea obiectivelor și, în plus, ne bucurăm de un magnetism aparte. Berbecii ar trebui să acționeze cu mai mult curaj în vederea atingerii unui țel profesional. Pot prelua responsabilități noi și își pot face strategii de avansare, dând dovadă de diplomație. Au toate șansele să ajungă acolo unde și-au propus. Taurii au o mare putere de convingere asupra celorlalți și s-ar putea folosi de contextul astrologic al zilei pentru a negocia un contract în favoarea lor. Și discuțiile cu partenerul de viață vor avea rezultatul mult așteptat. Cei singuri pot atrage o persoană cu care empatizează la nivel de principii. Gemenii dau dovadă astăzi de energie și de o mare putere de muncă. Vor reuși să-și finalizeze toate sarcinile trecute în program. Dacă s-au confruntat cu o problemă de sănătate, cresc șansele de vindecare. Racii dau dovadă de o mare putere de seducție astăzi și ar trebui să profite pentru a cuceri persoana care le place. Cei care deja formează un cuplu se pot bucura de apropiere și momente romantice alături de parteneri. Zi favorabilă pentru negocieri. Leii se bucură de înțelegere și de sprijinul familiei într-o problemă profesională sau care ține de locuință, de sarcinile gospodărești. Nativii au energie și își pot pune în ordine programul astfel încât să petreacă timp și cu cei dragi. Fecioarele sunt îndrăznețe și cuceritoare, iar aceste aspecte le vor fi de ajutor dacă vor să flirteze și să cucerească o persoană de la care visează de ceva vreme. Pe de altă parte, au idei creative, putere de convingere și își expun cu încredere talentele. Balanțele pot face astăzi niște cheltuieli pentru casă și familie sau pentru persoana iubită. Ziua este bună și pentru cei care fac tranzacții imobiliare și negocieri. În plus, nativii au mai multă încredere în ei înșiși, voință și o stare emoțională stabilă. Scorpionii au energie, se bucură de un magnetism aparte și reușesc să câștige cu ușurință încrederea celor din jur. Acest context îi ajută să negocieze favorabil, să lege noi relații, să-și exprime dorințele și să comunice impecabil. Pentru săgetător, ziua de astăzi poate aduce unele cheltuieli suplimentare și nu este exclus ca acestea să fie făcute pe fond emoțional. Totuși, nativii reușesc să-și îmbunătățească starea interioară și să se împace cu niște situații din trecut pe care au înțeles că nu le mai pot schimba. Capricornii se simt de neînvins astăzi, sunt energici, au putere interioară și o stare emoțională foarte bună. Se implică în diverse proiecte, își fac planuri de viitor și se pot baza pe sprijinul prietenilor. Pentru vărsători, ziua aduce ambiții mari și nativii trec peste frici și inhibiții și se pot face remarcați într-un context profesional. Își pot atinge niște obiective avute, mai ales dacă dau dovadă de înțelepciune și tact. Peștii pot lămuri neînțelegeri mai vechi pe care le-au avut cu prietenii, cu asociații sau angajații. Unii nativi își fac planuri de călătorie, în timp ce alții investesc într-un proiect sau într-un curs. Pot rezolva situații juridice și pot obține aprobări. Atât pentru astăzi, noi ne revedem și mâine!